tu n-ai nicio vină. Nu te mai gândi la nepoata mea. Ea se odihnește acum. Tu trebuie să te faci bine. Înțelegi? E greu, da. Viața merge înainte. Tu ce citești acum? Istoria familiei regale. Trebuie să fie interesant? Foarte. De Cosmin, mai știi ceva? Nu. Nu l-am mai văzut de mult, probabil e plecat. Plecat? Eu știam altceva. Da, ce? Am vorbit cu toate legăturile noastre din Interpol să fac arestările din afara țării. Spania, Italia, Franța, Maroc. Așa repede? Avem dovezi suficiente. Și nouă ne revine mare onoare să-l arestăm pe domnul Luciano, cu toată familia lui. Când o să fie asta? Este 2-3 zile, depinde de rezultatul din Italia. Ce e, mă? Tu chiar ai ceva sau... Hă? Păi state pot covară toți, nu avem cu nimic la mână. E un mizeric. N-are importanță. Zic, ai ceva? Nu, nu am nimic. Asta-i tot? Da. Bună seara! Ea este! Adică el este! Scuze-mă, Petrica. Ce de... Bine... Vine tu în coace. Ce? Ce vede? Vine... Ce ocazie Fabrizia la noi în casă? Hă? Cum cu ce ocazie? Cu ocazie la masaj. Păi nu puteai să mai aduci unul mai pimpiriu, mă? Dacă nu-mi place ce face, să poți să-l bat. Stai, bre, liniștit, bine, tot timpul, că-ți place ce-ți face, o să vezi, el este un masior care este la o echipă de handball, de Rocky sau din asta, nu știu cum e, oricum la o echipă precisă de ceva. Deci el o să-ți ia fiecare mușchiuleț în parte, o să-ți îl bat așa bine, o să te aranjezi de mâine, o să zbor pe teren de fotbal, de sport. Atunci eu sunt... să nu mă sunești tare. Păi mergem? Da, unde să mergem? Undeva unde să aveți un pat. Păi atunci iau tu pe scări sus și în capătul scărilor în dreapta. Acolo o să vin și eu imediat. Nu știi veni, mă, de ce-i trebuie, mă? Ai văzut, a cerut expres un pat. De ce-i trebuie? Tu fii atent, că tu ești răspunzător dacă își bagă necuratul coata. Uite-o! Iubene? Hai. Dar după un masaj așa bun de tot, nu te-ai fără somn, nu vă două ore? Bă, dar vrei, așa ți se întâmplă, dar de unde știi?
Nu poți să vorbești cu băiatul ăsta să se mai reții așa un pic după aia? Cam așa o lunghe aceea după cap, așa, la spondiloză, și abia mă mai ține și pecioarele. E, vadă capul meu, poate mai mă repară. Nu știu, da, eu vorbesc, dar el s-ar putea să fie ocupat. Vine, bă! Bă, și vine, bă, du-te, mă, tu sus, acum, și vorbește tu cu el, mă, să vedem, mă, poate ce vrea asta de la mine, mă. Stai, bine, tăticule, dar ce, s-a făcut ce, s-a făcut ceva, s-a întâmplat ceva? Păi m-au mușc ulei, mă. Și a început să mă mâie peste ulei. Păi cred că dacă m-a văzut cu unghiile tăiate și spălat prin ulei și pe gât așa corat, a zis că, hai, eu știu ce-a zis tu. Bine, tăticule, bine, că așa e masajul, așa se face masaj, te masaj, te dă cu ulei când faci masaj, așa e. Bă, Stivene, eu nu mai mă bag în chestia asta, ia lasă să mă pace, bă. Păi, neascultiți-mă. Păi, de-aia m-am spălat eu, ca să mă trâșnească el cu ulei lui pe mine. Nu mă iertat, dar mă duc eu, ca să nu se supere băiatul ăla că a venit de treaba. Mașina e gata? Da, așa. Mergeți acolo și aveți grijă de mine, dar cu discreție, da? La distanță, nu vadă ăștia că nu mă desc cu simt. Ok. Flacăru, nu zici nimic? Ai întârziat la bacauleatru. De înaltă gamă. Succes, state. Sau baftă. Sau du-te dracu. Dă-ți examenul, ia-l sau nu-l lua. Să fluture o batistă la despărțire. Păi, dar ce, mă, pleci pe multă vreme? Mașina e gata? Da, hai să mergi. Tăticule, noroc la examen, succes! Bine, mă, dar clar, când putem să plecăm? Când? În vreo câteva zile, în loc să ne bem cafeaua aici, o să bem la Palermo, la Portocali. Iete, bă! Vine, bă! Vine-o cu acestatele meu! Băi, dacă vezi viața acolo, dacă nu nebunești cu cap, dacă... Băi, mai ușor, băi, mai ușor cu săritul în aer, mai ușor, că noi avem treabă, tata. Ce treabă? Trebuie să ne acoperim urmele, mai scăpăm de tinichele. Și când o fi în avion, atunci ne bucurăm, da? Definitiv ne bucurăm. Bă, dacă vezi femeia, dacă vezi clubul, dacă... De ce ești nesimțit? Uite, dacă vezi viața acolo, dacă nu ne mașini, bă, ce e acolo, nenorocire, mă? Înnebunești, nu se poate știu. Auzi, mă, Cosmine, tu vii singur? Sau e vreo șansă să vii cu regina? Ce șansă mai fi? Ea e prințesă, eu... Și? Gata, e un capitol încheiat. Tu cum? Ești bine? Mai suferi? O să întreb. Păi te ajut eu, bă, să-ți treacă, bă! Că dacă vezi femeia acolo, una și una, una lângă alta, nici nu știi, te îndrăgostești la secunde, ești nebun la cap. Îți iau ție una, eu mi-au două, trei, că duc, nu de altceva. Cum adică să ții tu două femei? Îmi iau trei, fac dacă mă enervezi. Și tai dracu din gură că poate te las pe aici. Și așa mi-a zis tata să scap de tinichele, să ne acoperim urmele. Hai, mută bobul. E, firar, mă, ta, dracu, să vezi ce pumni în gură îți dau eu. Locua! Hai! Locua! Ce vă dă, mă, copil? A, da? Stai. Stai. Hai, lasă-mă, adus. Da. Trebuie să ne vedem neapărat. Să stăm de vorbă. Azi? Da, azi. Unde? În mall la
cafeneaua Testarossa. Ok.